Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem împreună în căutarea stării de bine și astăzi îl avem alături de noi pe Dumitru Constantin Dulcan, medic, neurolog și psihiatru. Este unul dintre cei mai umani oameni pe care i-am cunoscut și este și unul dintre autorii mei preferați. Prin el am descoperit cartea Inteligența Materiei și o grămadă de studii și de detalii interesante despre viață. Și astăzi o să avem o discuție extrem de interesantă despre telepatie. Bun găsit! Salut, bine m-am găsit! Mă bucur că sunteți din nou alături de și noi. Mă bucur! Și vreau și să știu care e treaba asta cu telepatia. Chiar există? Trebuie să fie asta. Există sau nu există? Vreau să spun că foarte mulți oameni o neagă. Au făcut studii și bineînțeles că nu le-a reușit. Eu vorbesc despre telepatie încă înainte de a face acest experiment, dar poate că da. Ne-a publicat pe vremuri revista Magazin un articol despre telepatie și spuneam că noi receptăm aceste unde ale gândului care țin în ultima instanță au un impact asupra tegumentului și că tegumentul are zone de permisivitate electrică mai mare și că probabil aceasta este una din căile de mediere. Ce înseamnă telepatie? Mai întâi, în mod cert, există pentru că am făcut un experiment în august 1976 și ca să nu am sentimentul că mi se induce mie ideea că există, am luat încă 5 oameni care erau și ingineri și medici de diverse orientări, să spunem, științifice, de asemenea manieră încât dacă toată lumea confirmă un lucru, da, dacă îl infirmă, rămâne pe nu. Ei, în urma acestui articol pe care l-a citit o colegă mai tânără, m-am întâlnit odată, domnul doctor, dumneavoastră ați vorbit despre, uite, tatăl meu are capacitatea de genul ăsta. Era la Severin. Domnișoară, plătesc eu tot. Vreau să studiez. Și într-o zi de august a venit în București un om simplu care spunea că se antrenase. Ei, asta mi-a dat mie posibilitatea să înțeleg niște lucruri extraordinare despre fenomenul telepatic. Pentru că telepatia, așa, la modul auditiv, domnul, spectacol. Omul are gânduri care le induc alții fără să știe. Păi nu mai interesa spectacolul ăsta. Are niște implicații extraordinare din punctul de vedere al cunoașterii vieții. Și vreau să ne discutăm asta. Deci, atunci am înțeles că gândul este realmente o forță, pentru că dacă între noi se interpuneau niște obstacole, el le dădea la o parte ca să aibă pe maximal de receptivitate a gândului meu. Noi făceam așa, unul dintre noi însoțea pe această persoană afară din incintă, studiul l-am făcut la Spitalul Militar, în cabinetul meu, hotăream între noi ce anume să-i ordonăm, să-i spunem, să-i transmitem, știam toți, dar numai unul dintre noi comunica. Ceilalți era doar asistenți. Omul era dus foarte departe, nu exista nicio posibilitate să audă cineva și cel care însoțea nici măcar nu știa ca să-i spune ceva. Bun. I-am trezit foarte multe gânduri, dar între altele am voit să știu dacă noi am putea să trăim pe cale telepatică un gând negativ. Adică să facă rău. Pentru că se spunea și asta că în mod telepatic omul este trimis să-i ucide, etc. Și mi-aduc aminte, fiindcă eram în cabinetul meu, era geam deschis, era vară, cald, m-am gândit să-i, cu mine vrea să comunice cel mai mult, să-i transmit ideea să arunce pe fereastră ciocanul meu de reflexie, care, în mod normal, nu se aruncă. Deci, atenție, el era cu spatele la geam, geamul era deschis și bătea cu ciocanul pe baz și eu eram la distanță de câțiva metri, mental, cu ochii închiși și spuneam, aruncă, aruncă, aruncă. La un moment dat se întoarce, chiar vreți să-l arunc? Eu sunt bătrân, nu pot să mă duc pe el. A fost teribil de fericit că el a sezizat chestia asta. Și așa mai departe. Ce am sezizat? L-am cântat vreo 2 kg, timp de vreo 2 ore a slăbit. Deci este ca și cum structura somatică se transforma în energie. Transpirație intensă, tensiune arterială ușor crescută, puls crescut. Și, mi-aduc aminte, punea mult mâna la frunte. El era cu ochii închiși, nu vedea nimic, dar cu bandă neagră. Deci, el recepta. Puteai să spui că el prin banda aia vede și că eu fac o mimică și prin mimică înțelege. Ei bine, nu. Foarte multe din transmitere au fost
el era cu spatele la mine și eu eram în spatele lui, deci nici vorbă că făcea psiholectură la nivel de mimică, nici vorbă. Deci, realitatea asta există. Ce înseamnă acest lucru? Vreau să vă întreb legat de experimentul pe care l-ați făcut. Subiectul, cum a fost ales? Era cineva care credea în telepatie, care avea anumite abilități super, mega, speciale? E interesant. Omul avea o profesie, de o școală profesională. Și spunea că a fost odată la undeva la un spectacol unde s-a vorbit despre asta și atunci a propus să se antreneze. Și a început cu căutarea diverse obiecte. De pildă, zice, mi-aduc aminte, asta e în 76, vedeți dacă îți minte, zice, soția mea a spălat rufele și vergheta i-a căzut în dege și le-a aruncat tot. Și nu știa unde. Și m-am tot gândit unde, eu totuși vergheta de aur. Și până la urmă am spus, fii atent că acolo și am găsit-o. S-a antrenat pe diverse. Și recepta pur și simplu. Ce înseamnă asta? Bun. Ce este telepatia? Este un transfer de informație mentală la distanță. Unui alt subiect. Astea le-au făcut foarte mult, să știe că rușii au făcut foarte multe experiențe de genul ăsta. La distanță aveau, de pildă, la Petrograd, fostul Leningrad, un profesor Vasiliev, care transmitea tocmai la Moscova, 1000 de kilometri distanță, unui ins, mai ales în somn sau în stare de hipnoză. Cu cât insul este într-o stare modificată a conștiinței, cu atât receptivitatea este mai mare. De aceea, fenomenul telepatic se produce mai ales între rude, iubiți, mamă, fiu, tată, fiu, sau între iubiți. Doi oameni care se iubesc foarte mult, la un moment dat încep să conceteze telepatic. A, asta o să spun și eu. Lucrurile astea sunt absolut reale, sunt verificabile. Tot ce spun acum este o experiență și nu lectura cărților care le-am citit eu. Pentru că vreau să știu în ce măsură e, atâta lume o neagă. Nu. Dacă eu aș fi fost singur acolo, aș spune că a fost o sugestie, dar când ai atâția oameni și oameni serioși, nu poate să... De pildă, șeful meu era foarte dur pe chestia asta și pe el l-am chemat. Da, domne, este la os. De pildă, l-a pus atâta să-l salute. Și bietul om, că nu era în limbajul lui să-l salute, era un biet civil. Atâta s-a închis, atâta. Da, face gata. Înțelegeți? Bun. Ce consecințe are asta? Gândiți-vă că sunt descoperiri simultane. Am povestit că gândul este un câmp, o undă. Aceste unde, care nu se știu deocamdată, dacă undele astea sunt de ordine electromagnetic, e clar că noi emitem câmpuri de ordine electromagnetic, dar opinia mea este că energia viului nu este de natură electromagnetică, că este o energie subtilă, de o energie de altă natură. Așa cum lumina din care noi suntem făcuți nu este lumina asta fizică, este o altă lumină, este lumina pe care am văzut-o la Ierusalim prin ziua Paștelui. Este o lumină vie, de altă culoare. Deci, momentul în care eu transmit un gând, câmpul meu pleacă, este perceput de cel la care mă gândesc. Sunt două nuanțe. Unu, poți să transmiți ca semantică. Salută, aruncă, uite, chestia asta afară, aruncă un obiect care nu trebuie să-l arunci afară. Dar este și la nivel de impuls. Asta mă face să cred că telepatia a fost un limbaj arhaic, că primele forme de comunicare ale omului n-au fost prin limbaj articulat, ci ulterior, prin perfectarea aparatului lingual. Foarte, ați văzut papagalii, înțeleg multe cuvinte. Ce le lipsește? Structura fonatorie, corzele vocale, sunt cele care articulează. Deci omul nu putea să devină mai mult să nu mai fie ridicat în două lăbuțe, cum să spun unii. E o aberație, aberație. N-are nicio legătură. Omul a fost structurat om din clipa în care a devenit om. Pentru că deși avem 99% din genele unei primate, unei maimuțe, care ne precede, știți cum să spune de maimuță? Maimuțe ce n-au vrut să scrie, n-au vrut să citească și au vrut să fie libere și sunt. Omul a citit, a scris, dar mai liber. Deci, diferența între noi este clară, ba din potrivă. Nouă ne lipsesc încă două din gene care le au ei. Înțelegeți? Din cuvântul? Deci cu atare. Omul a fost creat să fie om, pentru că altfel, poziția verticală, aparatul fonator, nu putea să fie om fără asta. Creierul, dimensiunea creierului nostru pe care o avem, este una care ne-a permis să gândim, să creăm o civilizație, una care ne dă o dimensiune a conștiinței și inteligenței specifică funcției și finalității noastre, ca să ne înțelegem. 1. Deci,
ea este un limbaj atavic vechi, se face uz de, și spuneam că informația care o transmit eu, unii spun biocomunicație, etc., nu are importanță. Informația care o transmit eu are două maniere de a fi percepută. La nivel de sens semantic, el a înțeles asta, sau doar la nivel de impuls. Asta pe mine mă face să cred că structurile care decodifică informația care o transmit sunt structuri apărute în vechime, arhetipale. Deci este structură veche, la nivel de subcortex. De-abia după aceea se transmite cortexul meu la nivel de gând, de conștiință. Deci inițial el vine. Și asta mă face să cred că este un limbaj universal al vieții, pentru că sunt experiențe în care omul comunică cu culturi, de pildă microbiene, care se modifică la gândul lui. Animalele, ați văzut, comunică între ele. Păsările, am urmărit păsările când pleacă toamna. Ele merg în unghi, una în frunte. Când aia obosește, pur și simplu, asta rămâne în urmă și trece alta în locul ei. Cum îi spune? Uh-huh. Ați văzut bancurile de pești, cum se învârt și nu se... sau de ciori, sau de păsări. Nu se ating. Acolo e o gândire. Este un câmp care ne ține la distanța aia. Deci, unul, descoperirile pot să fie făcute în același timp de două creiere care sunt pregătite să recepteze acea informație. Da? Cred că există la nivel, deci, arhaic, un limbaj universal a tot ceea ce este viu. Această decodificare nu este una semantică, la nu înțelege cuvinte și limbaj. O să înțeleg eu că lupul sau câinele înțelege limbaj, mai ales unul sălbatic. Și pur și simplu înțelege la nivel de impuls. Să fac asta, să fac asta. Înțelegeți? Copilul așa învață. Cu risc că vă consum timp, am să vă spun o experiență făcută cu nepoțica mea. La un moment dat îi scapă o minge sub o canapea și era mică, nu vorbea și era cu bunica sa. Și am stat să văd ce face. A încercat ea să plece, n-a reușit. Atunci s-a uitat la mine. Eu am stat. I-a făcut semn. M-am dus în dreptul ei. Coboară-te. M-am coborât. Trage, arunc-o. Ea a vorbit prin impuls. Cortexul ei, la vârsta aia, probabil un an și câte ani să fie avut, nu era încă suficient de maturat ca să decodifice simbolul verbal. Să spună, vino, du-te, ia, scoate-o și arunc-o. Ci pur și simplu la nivel de impuls. Asta înseamnă că primul limbaj este psicokinetic, este la nivel de nuclei subcortical. Dacă eu aș fi stat mai mult cu copilul ăla, cred că aș fi schis cum se formează limbajul uman. Pentru că lucrul este mai impresionat, extraordinar. Că ea gândea mai întâi la nivel de impuls, de-abia după aceea, când pe măsură ce scoarța cerebrală se maturează, începe să gândească în simboluri verbale. Și asta se întâmplă și în telepatie. Ea fiind o structură atavică, veche, a doua. De ce a apărut limbajul? Limbajul nostru este redundant. Vedeți că într-o frază avem de două, trei ori poate să repete același cuvânt. În telepatie, raportul dintre zgomot și informație este unul foarte mic. De aceea trebuie să o repeți foarte mult în mintea ta până când el să o înțeleagă. Adică din zgomotul ăsta, informația utilă se desprinde greu. La nivel de limbaj, este un limbaj redundant, dar de enorm mai eficient. Imaginați-vă că eu tot m-a străduit să vă transmit mental ceva. Deci, din asta deducem că telepatia a fost un limbaj arhaic, că toată lumea vie comunică pe această cale. Avem insectele, furnicile, tot ce vreți. De pildă, cea mai perfectă societate este a termitelor, albinilor și furnicilor. Cu o singură excepție. Și ele fac incursiuni să ia sclavi. Aia nu-i societate dreaptă. Dar, dincolo de asta, vă dau un exemplu formidabil, am citit destul de mult pe tema asta. De pildă, să treacă un râu, s-ar îndeca. Atunci se sacrifică unele, fac un pot și celelalte trec peste ele. Se urcă în copaci. Urcă una și se țin una de alta, să face un lan și să urcă pe ele. Nu sunt niște lucruri extraordinare. Nu asta vreți să spuneți că astea toate se întâmplă fără să comunice? Hai, da, de. Vă dau alt exemplu. Părăsesc. Furnicii. Părăsesc și îți fac al loc. Lasă pupele cu doicile în urmă și după ce le ajung acolo și astea se maturează, pleacă cu ele în urma lor. De unde știu să se ducă acolo? S-a pus, de pildă, într-o sticlă o furnică. S-a îndepărtat de micarul ei. La un moment dat au început să apară și alte furnici sub mine să o scoată. Cum a comunicat? Iată experiențe făcute, care scrise. Aborigenii din Australia.
erau cu ei plecat și pur și simplu știa, a ne spune asta, dar de unde știi? Păi știu tot. Ca și cum ar avea un telefon. Deci că este un limbaj, este categoric. Deci dacă am înțeles bine, telepatia este o abilitate pe care o găsim inclusiv în rândul păsărilor, animalelor și așa mai departe. Deci nu este ceva special. Nu este special al omului, din potrivă. Noi e poate... o limbaj arhaie de care facem de foarte rar uz. Și noi probabil că l-am pierdut pe măsură ce am folosit tot mai mult limbajul. Evident că a apărut limbajul articulat, care este una eficientă. Am spus că asta este o... telepatia nu este un limbaj, are foarte multă redundanță, adică trebuie să repezi de enorm până când se înțeleagă omul. Și probabil că nici nu are foarte multe nuanțe. Și evident că am spus că e mai mult de impuls decât de sens, de semantică a lucrurilor. Pe de altă parte, mi s-a întâmplat mie lucrând cu anumiți oameni care aveau diferite probleme și parcă corpul, deci nu se întâmplă nici măcar conștient, de multe ori nu se întâmplă conștient această comunicare, corpul îmi spunea, a băut prea multă cafea, m-a muncit cu nopțile, sunt în fază de epuizare, adică uneori poate că este bine inclusiv tu pe tine să te asculți și să n-audă alții vocile propriului tău corp. Mă întreb totuși, la ce ar fi utilă această telepatie? Și să ne întoarcem la ea. Este vreo utilitate sau nu? Pe foarte mulți gemeni au, care trăiau la distanțe foarte diferite, viața e despărțise, când unul s-a întâmplat ceva, celălalt a simțit imediat. Uneori au aproape mort instantaneu cu aceeași boală. Comunicarea între mame și fiu este una dintre cele mai dramatice, adică situația dramatică. Cu alte cuvinte, telepatia este permisivă, e mai ușor de realizat în momentele de conștiință modificată, stare modificată a conștiinței. De ce? O stare modificată a conștiinței, noi nu suntem ancorați la nivel de cenzură conștientă prea mult, ci din potrivă, coborâm la nivel de subconștient. În mod cert, telepatia, spuneam, este de resortul subconștientului. Întâi, până omul a căpătat cortex și a început să apară limbajul și conștiința la nivelul ăsta, a fost mai întâi o ființă în care subconștientul era cel care domina comportamentul lui. De aceea e nevoie de aceste stări dramatice în care afectul, sentimentul este foarte puternic. Dar uite, mi-aduc aminte cum mi s-a întâmplat mie. De multe ori, dau un exemplu. Eram acasă într-o duminică pe la ora 1 și toate am simțit brusc nevoia să ies afară, pe terasă. Am ieșit și în clipa aia trecea cineva care se gândise ulterior să mă vadă. Foarte interesant, foarte interesant. Adică, cum am simțit gândul? Ceva a fost te trimitea acolo. Ceva da. Te trimitea acolo. Comunicăm cu animalele. Am luat toată un pui de lup și lându-l de la mama lui, țipa îngrozitor, nu mai dormea nimeni toată casa aia mea. Du-te că tu l-ai luat. Ce să fac? M-am dus și am stat de vorbă cu el. L-am îngheiat și am spus, uite, tu de acum vei fi stăpânul meu, mama ta e departe. Eu am să te îngrijesc ca și mama ta. N-ai rost să ții, nu ți se întâmplă absolut nimic, nimeni nu mai face nici rău. Doamnă, pe cuvântul meu copil, cățelul ăla a înțeles ca un om din clipa aia, a fost ideal, era ca un copil al tău. Cum a înțeles? Că nu să spuneți că un cățel de 2 luni deja știa limba română. Am ales că trebuie mai cu mama sa. No. Deci noi putem, pur și simplu, gândul, afectul, cu cât gândul meu este mai încărcat de emoții, cu atât el e mai penetrant. Studenților mei le spuneam, ai 2 registre pe care înregistrezi informația. Este registrul cognitiv, e rațional ăla, este de cortex. Dar cu cât îl îmbraci mai mult în emoție, în afectivitate, cu cât îl cobori mai mult spre inimă, inimii se atribuie, nu segmentul de afectivitate, cu atât vei ține minte mai mult. Sau leagă de o experiență interesantă. Uite, asta, noțiunea asta a fost când m-am întâlnit cu nu știu ce prietena sau ce lucru mi s-a întâmplat. În felul ăsta reții mult mai mult, dar lucrurile sunt mai penetrabile, pentru că forța noastră nu stă numai la nivel cognitiv, ci stă în modul în care emoția înconjoară gândul cu afectivitate, cu acea emoție, cu acea căldură a emoției. Atunci nu uităm lucrurile. Când pleca ceva să se minte, trece prin focul inimii. Mai mult decât atât. Avem 2 instanțe care în momente de dubitație ne poate orienta. Avem rațiunea, care judecă pe circumstanțele exterioare și care nu întotdeauna sunt aceleași cel mai bune, și avem inima. În inimă se spune, sfârșește scânteia divină. Când întreb inima într-o situație de ambiguitate, de dubiu, ce să fac? E bine să fac asta sau nu? Și dacă inima spune nu,
bă, ca ea. De câte ori n-am ascultat inima, dar de câte ori am greșit. Asta la vremea când nu știam ce știu acum. Sigur, lumea a evoluat, avem atâta informație, se publică atât de mult, dar la vremea aia când ne orientam așa, mai mult la modul intuitiv, lucrurile astea nu le știi, dar observația te învață, experiența te învață. Avem multe de învățat în lucrul ăsta. Apropo de capacitatea de a transmite gândul de la un creier la altul, este un cât de unde. Asta. Ei, atâta vreau să mai spun. S-a încercat să vadă dacă aceste unde sunt de ordin electromagnetic. E bine, există un experiment care demonstrează da sau nu. Cușca Faraday. Deci insul care era recipient la distanță și cineva îi transmitea, el recepta informația. Ori dacă era un gând transmis pe o cale a undelor electromagnetice, cea care este în radio, în televiziune, ăsta e câmpul electromagnetic. Modulat prin unde. N-ar mai fi primit-o pentru că cușca îl izola și el nu mai putea să crească informația. Dacă intrăm într-o cușcă Faraday, nu mai putem să vedem televizorul din interior, din afară doar. E bine, el primea informația, ceea ce mie îmi spune că energia, câmpul pe care se transmite această informație, este de altă origine decât cea electromagnetică. Și asta e o altă lecție care trebuie să învățăm. M-a întrebat dumnealui și dumneavoastră. Da, putem să realizăm foarte multe lucruri dacă la gândul care îl trimitem îi dăm o învelitoare, îl înfășurăm în această emoție. Să-l vezi, să-l simți, dacă poți să-l simți până la senzația fizică, atunci gândul acela se materializează. E o lecție pe care putem să o învățăm. Ați văzut lecția pe care am dus-o eu, le-am învățat pe copii, pe studenți, cum să țină minte, cum să înveți. Și mai spuneam un lucru, nu? Sunt și cuvintele mele, că în fața unui profesor nu o să știi ce limbaj am eu, care am atâția ani de experiență. Gândește în limbajul tău, tradu tot ce spun în gândirea ta, că aia îți va veni prima minte. Cuvintele tale, nu ale mele. Unde ați văzut că este folosit telepatia ca și tehnică de comunicare? Este folosită, nu știu, de către NASA, în armată, unde e? S-a folosit la Apollo 14, pe Edgar Mitchell, cu figurile Zen. Din 200 care s-a transmis, el a receptat 50. Deci depășea nivelul de probabilitate. Se crede că s-a făcut asta și pe submarin. Știu că una dintre experiențe era așa, s-au luat puii unui animal, se pare că de iepure sau de șarce, în orice caz fiecare. Și, să zicem, mama lor era rămasă în afara apei și cealaltă cu submarinul plecat în depărtare. De fiecare dată când puiul era supus unui stres, amândoi erau înregistrate. Mama avea un declic. Era ca și cum subconștientul le spune, s-a întâmplat ceva fiul meu. Deci s-a făcut astea, acum sigur că sunt tehnici de comunicare până la Venus, unde vrem noi. Dar la început, aceste figuri Zen, Edgar Mitchell, impresionat de faptul că l-a reușit să depășească probabilitatea de a decodifica aceste, știți ce sunt figurile Zen, cercuri, etc., etc. Bun, geometrice, figuri geometrice. Și a creat un institut de cercetări psihice. Oameni de știință, tocmai pentru că s-a constatat că este o realitate aici. Este o realitate. Uite, copii puși în fața unui scintigraf. Deci, să spunem, radiațiile alfa dintr-un material radioactiv se dau bomboane la un lot de copii să se concentreze ca aceste scintilații să fie cât mai multe, să înregistrau, să numărau pe un contor. Și altul, primeau aceeași recompensă, dar se invers, se reducă mai mult. Și s-a reușit, pur și simplu. Există dispozitive de format numere aleatorii. Dacă cineva gândește la numele alea, se constată că din punct de vedere probabilistic, el reușește să obțină mai multe numere doar gândindu-se la acel aparat. Cu alte cuvinte, gândim și gândul nostru poate să se materializeze în diverse căi. Deci astea sunt cele care s-au făcut experiențele. S-au făcut alte experiențe, tot în anii aia. De la distanță, ei trebuiau să distingă la Palo Alto, la mii de kilometri distanță, avea acolo pe cineva care percepea și ăsta erau aici, cei care eviteau aici. Și ei trebuia să concentreze, să descrie ce văd acolo. Foarte mulți dintre aceștia, care nu erau cunoscuți ca având capacitățile astea, au reușit să desene foarte bine. Erau un teren de basket, bara, coșuri, etc. La vremea aia, erau făcute, sigur, și cu
de uz militar, să știe dacă poți să localizeze diverse obiective, etc. Acum nu mai e nevoie, că prin satelit poți să vezi orice, dar experiențele astea au făcut și s-a constatat că, într-adevăr, se putea, prin gând, să vezi, să vizualizezi obiecte la distanțe de mii de kilometri, cu o probabilitate destul de mare. Deci, încă o dată, creierul nostru este încă plin de mistere. Creierul nostru are enorm de multe capacități și dacă noi le-am folosit în scopul nostru benefice, fericirea noastră ar fi cu totul alta decât una de asta modestă. Spuneați mai devreme, ca să ajungem să receptăm mesajele care sunt transmise în mod telepatic, trebuie să avem o anumită dispoziție. Se spune că e bine copilului care este foarte mic să-i vorbim, sau nu neapărat foarte mic, și dacă are 6 ani și dacă are 7 ani, să-i vorbim în timpul somnului. Despre asta este vorba, tocmai pentru că... Se poate duce și în timpul somnului, dar și cel care... experimental trebuie să recepționezi o informație, să nu fie agitat, să nu fie stresat, să nu aibă zgomot în jur, că spuneam că raportul între astea este foarte mic și nu percepe informația. Dar Stanley Crimley a făcut experiența asta cu influența, transmiterea unui gând în timpul somnului, adeseori. De pildă, îi se transmitea să vadă tabloul Mona Lisei. A doua zi spunea, ce ai visat? Am visat Mona Lisa. De ce spunea? Se răspundea la ce ai indus. Se spune că un copil mic, când doarme, poți să-i vorbești frumos, să-i stamezi gânduri bune, să fii liniștit. Eu te iubesc pe tine, te îngrijesc pe tine, tu să faci asta, să faci asta. Și că poți să transmiți o serie întreagă de conduite, de elemente de ordin comportamental copilului pe calea somnului. Mm-hmm. Mai știți chestia aia că zice, copilul trebuie să fie sărutat doar în somn, ca să nu fie răspățat. Nu e chiar așa. Eu eram ultimul dintre copii și ca ultimul copil mama mă evită enorm de mult, dar n-am ieșit deloc răspățat. M-am răspățat al vieții sau? Împotrivă, am fost foarte serios și somn. Când am plecat de acasă, nu știu ce am de făcut și nu mi-am pierdut vremea de a surda. Am înțeles pentru cel care trebuie să recepteze mesajul, dar cel care transmite mesajul, în ce stare are nevoie să fie? Da, e o întrebare bună. Înainte de a transmite mesajul, este simplu într-o stare de relaxare profundă. Adică, ce înseamnă relaxare? Relaxare înseamnă acea stare în care noi, în loc să consumăm energie, cumulăm energie. Avem două sisteme din punct de vedere al energiei. Simpaticul consumă energia și parasimpaticul adună. În starea asta de relaxare profundă, noi câștigăm cât mai multă energie și atunci creierul care transmite, l-obligă să transmite, emite cu un câmp mai puternic decât dacă eu sunt iritat, epuizat, etc. Poate nici nu reușesc să transmit într-o stare de epuizare. Bun, întrebarea ar putea să vină imediat. Bine, bine, dar în situații dramatice în care o mamă disperată transmite, acolo energia nu mai este dată de relaxare, dată de afect, de sistem afectiv, unde forța este teribilă. Vă dau un exemplu. O mamă se trezește de la 1-2 noaptea cu o stare de frică, de spaimă, uh-huh. cumplită. Și cu un număr de telefon în minte. Număr de telefon. Sună, fiul ei a avut un accident la nu știu câte mii de kilometri distanță și spune, iertați-mă, cred că-s nebună, am un număr de telefon și nu știu cine sunteți, și sunt în spital. Fiul meu e acolo, da. Ce ați dat? Dar un accident. A? Ce-i asta? Impulsul din telepatie? N-am să vă dau nume. Am scris somn rațiuni. Eram cu un redactor. Și măi, cine ai vrea tu să-ți prezinte cartea asta? Și unde îmi da cineva un nume din țara asta? În minutul următor mă sună. Doctor Cutare, da. M-ai sunat? Nu, domn profesor. Doamna asta ce m-a sunat? Mi-a apărut numărul dumitare pe telefon. Doamna, Simona, așa a fost. Eu sunt serios acum, nu vreau să vă spun povești. Exact așa a fost. I-a apărut numărul meu de telefon acolo. Ce vreți mai mult? Da. Deci, sunt transmite doar în telepatic? Sunt. Și ne bucurăm că există. Important e să vedem cum le aducem și în viața noastră, pentru că cel puțin în viața... În educația copilului, cum spuneam, asta este un lucru foarte frumos, dacă putem să-l facem. Pe psiholog puteți să faceți.
Păi mi-ar plăcea să știu cum să fac chestia asta. Deci, experiența mea. De ce copiii nu ne ascultă? Eu am amintiri încă din brațele mamei. Așa s-a întâmplat. Întotdeauna când frații mei, care erau mult mai mari decât mine, îmi vorbeau frumos, mă supuneam imediat. Când îmi vorbeau răstit, nu. Contează enorm de mult. Tonul face muzica, spune, nu? Să-i vorbești copilului într-o manieră liniștitoare. Nu să-i impui. Toți aveam asta orgolul. Fă asta. Abia tu nu-l faci. Dacă îi vorbești, uite, te rog frumos, uite, hai să facem lucrul ăsta. Știi ce grozav e. Motivează. Totdeauna un comportament care este motivat, afectiv, pozitiv, te înțelegi cu el de zeci de ori. Eu, ca medic, am avut militari care erau teribil de deranjați de instituția militară, care îi punea la ce vreți și ce nu vreți de la muncă, pe care nu au pus niciodată în viața lor. M-am înțeles cu unii, nu vă puteți imagina, unii din ferentari, de acolo unde învățase să-ți facă toate ele. Nopți întregi, când eram de gardă, stăteam cu omul ăsta de vorbă, cum aș fi stat cu fratele meu. Nu vă puteți imagina. Și făcea ăla. Doamne, am și eu nepot. Cum să fac așa, doctor, ca mine asta? Uite ce frumos. Pe cuvânt. Adică, încă o dată, tonul face muzica. Telepatia, înțeleg că se întâmplă în mod natural, se întâmplă și în mod spontan, se poate întâmpla și pentru că ne propunem acest lucru. De fapt, cred că oamenii aici au niște suspiciuni că această telepatie... Poți antrena, v-am spus că subiectul cu care eu am făcut experiențele era un om care s-a antrenat. Dar e adevărat, cu cât încerci să te antrenezi mai de tânăr, deci, asta se face pe bază de feedback. Și dacă ar fi să antrenăm copiii de mici să-și dezvolte această abilitate, ce am putea face? Asta spuneam, dacă este să-l obinești cu chestia asta, trebuie să facă experiențe cu natul sau cu dumneavoastră. Mm-hmm. Să se străduiască, să stea liniștit, când el e convins că s-a liniștit, că toate reacțiile lui sunt la optimul funcțional, în clipa aia să transmite ceva mamei care e la servici. Mama, domnul, nu știu ce. Nu azi, nu mâine, nu poimine, dar s-ar putea ca 5-a 10 oare ca lucrul să întâmple. Orice antrenament are nevoie de repetiție. Noi ne formăm rețeaua neuronală imediat ce avem o idee nouă, dar dacă nu mai folosim, se șterge pentru că creierul folosește același material pentru mai multe informații. Și rețeaua, sinapsa aia, e luată pentru altă rețea. Este atât de mobil creierul ăsta, este așa de fantastic. Nu vă puteți imagina că sunt de fericit că am făcut neurologie, să pricep ce se întâmplă cu creierul. Este cel mai mobil organ din corpul nostru și cel mai complex din univers. Gândiți-vă următorul lucru. Neuronii aia sunt întortocheați, bazele sunt întortocheate. Și când gândim, noi gândim așa, lin. Ideea mea nu circulă, nu merg pentru o mie de circuite, ci din potrivă. Asta, asta. Deci, tot acest ansamblu de întortocheri, de neuroni, de 100 de milioane de neuroni, toate aceste lucruri produce un gând coerent, inteligibil și te întreb cum. Cine l-a făcut? El poate fi antrenat. Feedback-ul. Te verifici. Ai primit vreun gând de la mine? Nu, mamă. Nu azi, nu mâine, dar trebuie să ai răbdare. Însă mai ales copilul cu mama poate comunica foarte ușor. Și mai știam ceva de niște experimente, stai spate în spate, eventual desenești ceva și celălalt să lase portat. Astea sunt diverse metode psihologice, da, există și astfel de lucruri. Nu, tot pentru antrenarea telepatiei. Nu am lucruri, dar nu vă pot spune. Dar există vreo carte vis-a-vis de antrenarea telepatiei între oameni? Nu am văzut. Ar fi interesant. Nu am văzut și nu mi-am propus decât să decriptez că există, dar nu să influențez oamenii pe calea asta. Nu vreau să mi fac robi. Adică să influențez eu cu gândurile mele pe cineva. Sunt și oameni care se antrenează în genul ăsta, au o forță teribilă, dar eu nu cred că o fac în sensul binelui și din potrivă. M-am ferit de lucrurile care să aibă conotație negativă. Asta era una dintre întrebări. Care ar fi efectele dezastruoase ale telepatiei? Pe vremuri când era o revistă a meu și publicau diverse întâmplări, povestea de unul care avea o amantă și a condiționat-o pe soție să o omoare. Tot timpul a gândit așa și la un moment dat aia s-a dus la ea, aproape automat, și a băgat cuțitul în ea. Adică sunt lucruri care le poți folosi și în sensuri negative, dar
dacă tu o bogăție, atât de bogăție ca ți-a dat-o Dumnezeu, poți folosi în sensul răului, ești de nimic. Ești nimeni. Și vei plăti. Tot ce faci în lumea asta este absolut se plătește. Universul are oroare de dezechilibre. Ce fac eu rău astăzi unui om, bine îmi face altul mie, pentru că el nu suportă. Universul e deasupra mea. El nu poate... Dacă noi am creat numai dezechilibre în acțiune negative în univers și el nu s-ar echilibra prin catastrofele, prin răul pe care îl avem noi, eu am spus într-una din lor de atitudine. Asta este ce am făcut noi, ce am dorit noi. Atâta scandalul, atâta ură cât s-a vărsat pe drumurile astea și în lumea asta, atâtea crime, atâtea războaie. Asta sunt ce am văzut. Ce a mai spus un lucru? Vreți să ne fie bine? Încetați odată pentru totdeauna războiul unora contra celorlalți. Războiul tuturor contra tuturor. Pentru că asta ne creează dezechilibre la nivel de univers și atunci toate le vin pe capul nostru. Vrem să avem o viață normală, atunci să le schimbăm. Expresia mea și la conferințe și la acest scriere era asta. Vrem să continuăm, atunci să ne oprim. Ne oprim cu rău. Mi-a venit acum o întrebare, poate suna stupid. Există, mergând și după ideea inconștientului colectiv al lui Jung, există un fel de telepatie care este transmisă de către strămoșii noștri acum? Este un fond, este exact arhetipul colectiv despre care vorbește Jung și mi se pare extraordinară ideea. Care cred eu că este undeva în similitudine cu ideile lui Platon. Și Platon vorbea la fel. Ideile nu au o existență materială, ci le vedea ca o proiecție în univers, în astral, și care erau modele de funcționare a lumii. Jung, prin arhetipul conștientul colectiv și individual, el spune că toată memoria lumii se adună în acest arhetip colectiv și foarte mulți dintre noi, pur și simplu, putem să fim alimentați cu idei, cu modele funcționale sau comportamentale din acea lume. Clar, categoric, că nu suntem numai rezultatul genului părinților noștri. Dar se și spune că dacă faci aici ceva care iese din comun, scrii, ești poet, inventezi, etc., asta înseamnă că ori în spatele nostru cineva din străbunii noștri au cultivat aceste idei, ori dacă admiți idei pe care biserica creștină nu admite, aceea a reîncarnării, că tu în alte vieți ai început deja să faci acel lucru și viața asta doar continuă. Depinde ce vrem. În ceea ce am scris, ca să nu mă supăr nici cu alții, am spus o idee poate să fie asta a ideilor de reîntrupare pe principiu că, să spunem, noi venim dintr-o dimensiune spirituală, ne întoarcem la acea dimensiune spirituală unde trebuie să acumulăm, de ce venim aici? Să acumulăm informații, să învățăm lecția iubirii, să respectăm pe semeni și să acumulăm cunoaștere. Cu această cunoaștere, în funcție de efortul pe care îl facem, noi dincolo ocupăm diverse straturi. De-aia venim aici, avem nevoie să spunem că creierul nostru nu poate înmagazina într-o singură viață toate informațiile de care are nevoie pentru o altă dimensiune. Eu cred că în dimensiunea de dincolo noi suntem surse de noi creații de univers. Ca atare, ceea ce trebuie eu să, prin evoluția mea, să acumulez, se zice că nu e suficient o singură viață. Asta o ipoteză. Asta este ca noi să înregistrăm comportamente, idei, modele funcționale ale bunilor și străbunilor noștri și iată, au venit la noi. Am fost la Brian West, la cursul lui în 2013 la Roma, el spunea că putem să avem memoria ancestrală, informații și de 1000 de ani și de 2000 de ani. Și atunci am păcat și capra și parsa. Tot revenind la această memorie și la această, până la urmă, la această telepatie, vorbeam despre faptul că animalele pot să comunice cu noi și noi cu ele. Până la urmă, pe același principiu, orice din univers poate să comunice cu noi. Repet, întrebarea, ce avem noi de făcut ca să accesăm practic această informație a universului în care trăim, să o auzim, chiar să o auzim și să și răspundem conform ei? Pentru că dacă ajungem în acest stadiu, vom lua cele mai bune decizii pentru noi și pentru cei din jurul nostru și pentru planeta în care trăim. Păi, doamnă, vă dau un singur exemplu celebru, celebru. Știa Arsene Boca și cum te cheamă și ce bol vei face? Știa ce ai făcut tu în spatele lucrurilor care nu le spuneai? Știa. Au fost și alți sfinți? Au fost. Întunectare.
mari maestri yoghi. Trebuie un singur lucru să facem. Să fim deschiși pe univers. Și să nu avem niciun gând negativ. Se spune că dacă noi am fi toată viața noastră condiționată, nu vei să facem binele, binele, noi n-am mai fi niciodată bolnavi. Dar prin experiențe negative, noi ne creăm energie negative, care mai devreme sau mai târziu, ața se rupe acolo unde uzezi mai mult sau ce ai moștenit mai slab. Deci dacă noi am reușit să ducem o viață ideală, să deschidem spre univers, pe divinitate dacă vrei, dacă ești ateu, bun, pe univers. Oricum nu poți nega că vii din universul ăsta și că energia universului sunt în tine. Dacă le negi, înseamnă că chiar e la nivel de ignoranță la care nu mai discutăm. Dar eu cred că poți să fii și așa și așa. Nu e obligatoriu, nu îndemn lumea, lume, duceți-vă toți și deschideți-vă către nu știu ce. Pur și simplu, fiecare după propria lui voință, evoluție, etc. Se spune dar că toți vor ajunge la același model, să înțeleagă și ceilalți care au altă evoluție. Dar deocamdată el e la nivelul ăsta, de aceea nu trebuie să te superi de el, atâta poate el să înțeleagă. Peste alt timp poate va înțelege mai mult. Deci, ai o deschidere spre lume, spre univers, eviți cu orice preț toate gândurile și sentimentele negative, dar e foarte greu într-o societate ca a noastră. Cum să treci într-o lume în care unul trage de tine, unul te înjură, unul te minte, atât te stigmatizează, faci tot soi de lucru. Și asta îmi pun întrebarea, Doamne, de ce? Eu știu toate lucrurile astea, de ce facem lucrul ăsta? Treci pe lângă un om și care nu are nicio concurență cu el, nu ia locul, nu-l suport. Ce ai, Doamne, cu el? Ți-a făcut rău? Nu. Atunci, rău ăsta care îl dorim noi, lui, e răul nostru, nu înțeleg, tot ce facem noi negativ, altea nouă ne face. Spune Iisus, ori de câte ori vă veți aduna și veți vorbi numele meu, voi fi cu voi. Ori de câte ori veți gândi contrar mie, veți fi cu cel la locul meu. O ultimă întrebare pentru această emisiune și sper să ne mai revedem cu alte subiecte. Ce am eu de făcut ca să-mi dezvolt această capacitate a telepatiei cu sfaturi mici ce ar trebui să fac zi de zi? De ce ține neapărat? Eu am experimentat, dar n-am ținut neapărat să devin un telepat. Uh-huh. În primul rând. Poate sunt anumiți... În primul rând. Da. Cei care au capacități este a fi de la natură cu ele. A doua, telepatia se produc mai mult în situații dramatice. Dar dacă gândiți anume la lucrul ăsta, vă forțați subconștientul să-și însușească aceste idei, dacă le gândiți continuu. Și nu veniți cu nicio energie contrară. Energie contrară înseamnă gânduri, comportamente, acțiune negativă. Chiar am fost mirat. Acum eu știu despre chestia asta. Cam din circa 2000 studiile astea s-au făcut ce se întâmplă în creierul nostru când gândim. Asta s-a întâmplat la Wisconsin Medicine prin Richard Davidson, care și-a creat un institut de științe afective. Și el a făcut această experiență și a văzut că tot ce gândim pozitiv se procesează prefrontal. Stând tot ce gândim negativ, prevalent prefrontal drept. Gândul pozitiv are un efect pozitiv, că sunt date unitate și alte negative. Simplu ca bună ziua. De aici am dedus că este un cod etic al creierului, că nu creierul poate să facă această selecție de gânduri, ci cine? Conștiința. Ea face acest triaj. Și atunci am înțeles că la baza Universului este legea binelui, eu sunt rezultatul Universului, deci legea fundamentală a Universului, legea binelui pe care creierul meu o și o însușește, respectăm un cod etic de funcționare. L-am descris în 2008. Dumneavoastră, ca să obligați creierul să formeze circuite care să aibă această capacitate de transmitere, trebuie să o gândiți zilnic, să meditați la ea și să evitați toate energiile negative care vă tulbură. Să ne înțelegem. Răul este de 5 ori mai infinit decât binele în structura noastră. Din păcate, se încearcă să se explice darwinist că la vremea când omul era la tot pasul... Trebuia să ne protejăm, da. Mă rog, da. Eu nu cred. Ok. Cu totul altceva. Rămâne să discutăm într-o altă persoană. Pentru că este mult mai tentant pentru unii să se vârșească minusul decât plusul. Vă mulțumesc din suflet și să vă dea Dumnezeu sănătate și să ne... Mulțumesc asemenea toată lumea și mai ales să dea Dumnezeu să supraviețuim acest epocii virusului. Știți, s-a fost epoca fierului, a bronzului, am ieșit din ele, sperăm să ieșim și din epoca virusului. O să ieșim și din asta, că transmită mai departe. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit astăzi. Să ne vedem curând cu mult bine!